O să vă arăt acum un secret murdar al acestei trotinete. Aceste găuri. Unde trebuia să fie șuruburi, doar că gaura s-a lărgit și șurubul nu mai ține. Filetul s-a stricat, filetul oricum era defect, a trebuit să-l fac eu și n-am avut scule pentru a face filet. Așa că am forțat șurubul ăsta până s-a făcut acolo singur filetul, doar că nu mai ține. Acum cu degetul ține, dar dacă bag un imbus în el, șurubul ăsta o să cadă. La fel și în partea elaltă, am două șuruburi aici. Asta înseamnă că pe aici așa e puțin largă, nu o să stea strânsă partea din mijloc. Deci pe aici se poate infiltra praf sau apă. Iar acum o să vă și spun un secret, și anume, dacă se întâmplă chestia aia, nu e bine. Trebuie să reparăm cumva, nu lăsăm filetele așa. De-aia cel mai simplu e cu aceste filete portabile, ca să le zic așa, care se capsează pe gaura respectivă unde s-a tocat filetul și rămâne cu filetul nou acolo. Eu acum am doar 3 șuruburi pentru aceste filete și momentan nu am de unde să cumpăr altele pentru că virus, coronavirus, e închis peste tot. Așa că o să schimb doar cele două filete din mijloc și unul care știu eu că nu mai ține la fel de bine ca celelalte. Pe asta l-am luat din China, am luat un set de 10, o să vă las un link în descriere să, dacă vreți să vă luați și voi, vă alegeți dimensiunea. Eu am luat M6 pentru șuruburi așa de mici. O să mă scuz de la început ca să nu aud după aia comentarii răutăcioase, n-am mai făcut asta niciodată, dar am nevoie să fac asta pentru că am gaură în podea aici și trebuie să prind șurubul. Am nevoie să fac asta, o să fac asta cu ce am la îndemână, și anume un papagal, o cheie, să văd dacă am un șurub, un șurub pe care să-l pot strânge cu cheia. Aici în burcanul cu busuiec o să caut o piuliță. Asta o să fie partea de sus, asta o să fie partea de jos, aici e filetul, pe partea de jos e filetul, iar partea asta de aici zimțată o să se strângă apropiind partea asta de partea de sus, filetul de partea de sus. Cam cel puțin așa cred că se strângă, nu pare că se strânge, dar vedem. Prima dată o să trebuiască să facem găurile astea pe dimensiunea filetului, pentru că momentan nu încape în niciuna dintre ele. O să pun niște bandă aici ca să nu ajungă mizeria asta pe fundul, la fundul bateriei acolo. Hai că m-am descurcat cu capătul ăsta rupt de la bormașină, că n-am nici bormașină și n-am nici capete pentru aluminiu și nici n-am de gând să ies pe vreme, pe ciuma asta din casă să caut. 3 găuri, 3 filete. Am rezolvat cu sculele pe care le am. Deci, am o cheie prea mare, am pus o piuliță aici. Life hack. Deci dacă aveți cheie prea mare, puneți o piuliță sau o monedă aici și e bună. Am pus două piulițe care se învârt pe șurub, deci sunt mai mari, la fel, ca să le țin pe amândouă în același timp. Și acum tot ce trebuie să fac e să învârt de șurubul ăsta de aici așa, până se strânge sau până se umflă partea cealaltă. Deja e umflat. Da, se umflă, deci funcționează. Acum pot să le montez liniștit. E gata. S-a strâns acolo, pe margini. Și țăpân. That's how it's done. E prima dată când este ales treaba asta, dar nu pot să mă plâng, mi se pare că a ieșit ok. Ați înțeles ideea, tot ce vă trebuie e un șurub și o piuliță mai mare decât el, ca să poată să se învârtă în gol așa. Eu zic să vă căutați șurubul și sculele potrivite înainte să vă apucați, pentru că e greu să faci ceva din prima dacă n-ai sculele potrivite. Eu a trebuit să inventez tot felul de chestii. N-am avut nici bormașină, n-am avut nimic, dar mi-a ieșit. Ideea e că mi-a ieșit. Merge și cu șurub din ăsta cu imbus, doar că se rupe mai repede. În principiu, un șurub și o piuliță. Vă trebuie și, bineînțeles, filetele. Ideea am luat-o de la Popescu Radu, care și-a instalat și el pe Honga o filete din astea. Bine, el și le-a instalat ca lumea cu sculele potrivite, tot ce trebuie, mă rog. Dar l-am instalat și eu pe ale mele cum am putut ce. Eu sunt mulțumit.
Dacă vă sunt de folos tutorialele astea, puteți să vă abonați la canal, o să mai fac, o să filmez tot ce meșteresc. Și nu uitați să vă uitați în descriere unde o să găsiți link-uri pentru tot felul de chestii utile, cum ar fi filetele astea și piulițe și șaibe și nu știu, văd ce mai pun acolo. Toate la prețul de chinez. Mi-a scăpat capătul ăla aici și nu mai pot să-l scot. Ta-a.